Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să fac un videoclip cu 5 parfumuri versatile. Înainte să trecem la subiect, aș vrea să fac un mic disclaimer. O mică paranteză în urma anumitor mesaje ce, ce le-am primit, le primit. Și anume, pe acest canal de YouTube, pe canalul meu, Rojins Perfumes, am vorbit, vorbesc și voi vorbi în continuare despre una din cele mai mari pasiune ale mele, parfumurile. Felul în care eu le descriu. Este felul în care eu le percep. Așa simt eu un parfum, exact cum vin și vi-l descriu vou. Um, nu cred că este cazul să dau socoteală nimănui. De ce, în loc să-mi achiziționez un parfum de nișă, prefer anumite clone? Uh, de ce dețin în colecție parfumuri de designer? Pentru că sunt învechite. De ce nu dețin parfumuri de nișă? Am parfumuri de nișă, am parfumuri de designer, am clone, dupuri cu prețuri începând de la 15 lei, dacă nu mă înșel, vorbesc aici de cele din Lidl, până la cele la 199 de lei, dacă nu mă înșel, cele de pe Dubai Collection. Uh, nu știu. Mă așteptam să primești și eu valul de hate, să mi se facă și mie botezul pe YouTube, însă asta sunt, rojin mă cheamă, așa simt eu parfumurile, da, îmi voi achiziționa în continuare clone, îmi voi achiziționa în continuare parfumuri de designer, îmi voi achiziționa în continuare parfumuri de nișă și așa mai departe. Ce fac eu cu bănuțul meu? Nu știu, nu cred că trebuie să dau socoteală nimănui. La fel cum uh, spun și cum descriu de fapt câte un parfum, da? Eu v-am spus tot timpul, uh, achiziționați mostre acolo unde aveți această șansă sau mergeți în parfumerii și testați. De ce? Vorba aceea veche românească, avem cinci degete la o mână și nu sunt toate la fel. Fix așa și cu oamenii și cu Uh, caracterele caracterele oamenilor uh, fix așa și cu percepțiile, nu știu, gusturile. Până la urma urmei, cum am spus o mereu, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, când vrea. După acest bla bla bla, să trecem la treabă. După cum v-am spus, m-am hotărât, <coughs> îmi cer scuze, să fac o mică selecție de parfumuri versatile. Ce înseamnă parfumurile versatile pentru mine, da? Pentru mine. Pentru mine un parfum versatil este acel parfum uh, pe care îl pot purta la o rochie feminină, uh, la o pereche de blugi cu un sacou, uh, îl pot purta dimineața, la prânz, seara, nu știu. Nu am un anumit sezon, nu am nevoie de un anumit anotim ca să întind mâna și să folosesc acel parfum. În mare, cam asta înseamnă. Și să trecem la fapte. Și voi începe cu Mask Sahra de la Cadlaj. Da? Îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection. Este mai nou intrat în mica mea colecție, dar am consumat ceva din el. Și haideți să vă spun notele, întâi și întâi de toate. Masc Sahra, cadlaj, note de vârf. Mandarină, frunză de violetă, trandafir, note de mijloc, lemn de cedru, paciuli, piper roz, note de bază, vanilie, chihlimbar. Acest uh, parfum, cei de la Dubai Collection ne spun că este un parfum cu ADN original. Ceea ce și eu una. Oh, la fel îl percep. Nu îl nu văd să semene cu nimic din ce, din ce am eu deja sau am testat sau am avut. Și acum, haideți. Da, avem blotere Improvisate astăzi. De ce? Uh, caietelul cu blotere a ajuns pe mâna fiului meu și s-a bucurat foarte mult. L-a rupt așa pe fiecare în parte și l-a pus într-o mașină cu remorcă și l-a transportat. Și ioc blotere. Așa că am improvizat, da? sper să nu vă deranjeze. Uh, vreau să pulverizez din nou fiecare, pentru că asta sunt, trebuie să vă spun. Deci, un moment, cum spun eu, mai mereu, pentru acest atomizor. Ia să vis. Este vis. E genul acela de atomizor. Vai. Este genul acela de atomizor ce um, împrește parfumul ca o boare, ca nu știu. Ok. Vai de mine. Vai de mine. Vai de mine. Parfumul ăsta nu mă mai satur de el. Într-adevăr, este un parfum unisex, o deschidere citrată, însă este un soft citrat. Nu vă gândiți la genul acela de o, lămâie, de nu știu, izul acela care vă duce cu gândul către, cum mai spuneam eu, soluțiile de curățare a casei, curățenie. Este un parfum ce pe mine, una, mă transpune direct într-un resort de lux din Dubai. O să zice, ești nebună și în Dubai ai ajuns. De ce în Dubai? De ce în Dubai mirosul acestui parfum țipă din toți plămânii lux este... Este genul acela de citrat ușor dulceag și cu o tentă aparte. Nu știu dacă este tenta asta aparte, emană lux, emană opulență, E ceva, nu găsiți de fapt nici în note, nu avem listat șofran, condimente, deci nu are nicio chestie cu parfumurile cu pizza arabesc. Nu avem, nu avem ud, nu avem absolut nimic. Pur și simplu, când miros acest parfum, îl văd purtat de o soție de sheik din Dubai, îmbrăcată ultimul răcnet accesorii finuțe, aurii, nu argintii ca mine, eu ador argintiul. Nu știu. Ceva curat totodată, ceva, într-adevăr, este acel parfum ce merge și la o rochiță ultra-feminină, nu feminină, ultra-feminină, dar este acel parfum care eu un văd și pe, pe soțul meu. Într-adevăr, este un unisex prin definiție. Tare, tare superb. Tare, tare frumușel. Acesta, Masca al Sahra de la Cadlaj, este singurul parfum cel la momentan de la Casa Celor Cadlaj, de la Cadlaj. Um, și ca să vă fie mai ușor să-l testați, aveți pe Dubai Collection, pe site-ul lor, varianta de 2, 5 și decantul de 10 ml. Bineînțeles, din acest furmușel am decant de 10 ml, nu l-am mai adus acum, dar de când l-am mirosit prima dată am zis, prietene, nu se poate, tu trebuie să fii în viața mea, cu toate că... Cred că deja m-ați învățat ca să mă exprim așa, știți că eu sunt genul acela mai gurmand, mai dulceag, mai... Nu, ăsta este nici uh, fresh, nici dulce, pur și simplu un um... lux într-o sticluță. De la prezentare, care mie una îmi place foarte mult, până la aromă este lux într-o sticluță. Ok, trecem la următorul parfum versatil din punctul meu de vedere. Și anume, vom vorbi despre Afnan Souvenir Floral Bouquet. L-ați văzut într-un unboxing de la cei de la uh, Parfumas, era să zic altceva. Haideți să vă spun notele. Avem note de vârf licii, rubarbă, bergamotă. Note de mijloc, trandafir, lăcrămioare, bujor, vanilie. Note de bază, mosc, lemn de cașmir și ambră. Multă, multă lume spune că acest parfum este un dup pentru Delina. Și eu rezonez cu ideea aceasta. Doar că um, nu am Delina în colecție. L-am testat uh, și ca o mică comparație, acesta de la Afnan este ușor mai abraziv, ca să mă exprim așa. Nu este la fel de fin, nu este la fel de melodios. O să zici cum poate fi un parfum melodios. Da, eu așa-l așa percep și așa spun despre un parfum atunci când notele sale sunt extrem de bine blenduite. Și acesta nu este la fel de dulce. Mie de lina mi se pare mai dulce decât acesta. Dar și aici avem un pulverizator tare finuț. Mm -hmm. Un parfum floral, dulce, acrișor, <coughs> ușor tămâios, feminin, elegant. Un parfum curat, un parfum pur, un parfum fără vârstă îl văd purtat de orice categorie de vârstă, fără nicio, fără nicio excepție. Se simte bergamota în deschidere, trandafirii se simt și eu această antitrandafir. Îmi place trandafirul din acest afnan. Nu este trandafirul acela bulgăresc, acela greu. Nu știu, e Genul acela de trandafir roz pal, nu știu, acela proaspăt. Nu, nu e o dulceață grea uh, a trandafirului. Se simt bujorii, totul frumos așezat pe un pat de vanilie și ambră. O variantă de buget pentru Delina, cu siguranță cu siguranță da, este. În afară de prezentare care pe mine una m-a dat pe spate. Un parfum tare, tare, tare fain. Tare, tare frumos. Și de asemenea și acesta îl văd purtat primăvara, vara, toamna, iarna. La orice ținută, în orice ocazie, la orice eveniment. Trecem mai departe și vom vorbi despre un bătrânel. Pentru că l-am de 10 ani, de 10 ani cred că am sticluța aceasta. Și vorbim aici de Coco Mademoiselle de la Chanel. Da, o să spui unde-ți este capacul. Capacul nu mai este. A avut grijă flăcăul meu să nu mai fie. Nu l-am putut lipi pentru că a suferit un mic accident <laughs> și momentan l-am lăsat fără capac. Însă are cutiuța lui, are tot ce trebuie, locușorul lui acolo în dulap și e tare, tare cu Ok, haideți să vă spun notele. Note de vârf, portocală, mandarină, bergamotă și floare de portocal. Note de mijloc, mereu uit Note de mijloc, trandafir turcesc, iasomie, din nou trandafir, da? Și Ana nu iubește trandafirul. Să revenim. Note de mijloc, trandafir turcesc, iasomie, mimoză și langhi Note de bază, paciuli, moscalb, vanilie, vetiver, boabe de tonca și opoponax. Ok. Acesta oricum este un parfum care cred că toate l-aveți sau l-ați avut. Sau de ce nu Dețineți Varianta de la Lidl Sadly, Madame Glamour Dacă zic bine, îl am și pe, și pe acela Chiar am două sticle Acea variantă de la Lidl Cred că este singura clonă de pe piață Atât de apropiată de acest minunat Nu există nimic Într-adevăr, este ușor mai sinteticuț, se simte la nas că ceva nu, e ok. Însă, după ce s-a așează, cel puțin pe pielea mea, pe mine, după 5-10 minute după ce s-a așezat, nu, nu ai treabă. Haideți să vedem și Coco Mademoiselle ce ne spune. Nu l am mai pulverizat de mult și ați văzut. Oh, doamne. Un miros elegant, dar tineresc, ușor clasic. Luminos, dar profund. Deci Nu știu. Îmi dă așa ceva, îmi dă niște uh, conotații burgheze, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Da, e genul de parfum ce mie îmi dă conotații burgheze. Adică, și dacă îl miroși, numai dacă îl miroși, fără să știi ce miroși, știi sigur că miroși ceva de la Chanel. Are acel ceva. Da? Se deschide citric. Notele de floare de portocal sunt oarecum susținute de cele de trandafir. Deci, chiar dacă este un trandafir turcesc. Mixul acesta nu... Nu-mi dă la nas, ca să zic așa, aroma aceea de trandafir pe care eu nu, nu o suport. Nota de vanilie se simte. Nu știu, este genul acela de parfum Icon, ca să mă exprim așa, genul de parfum care îl poți purta oriunde, oricând, te poți îmbrăca oricum atunci când îl porți. Parfumul acela fără, fără limită de vârstă și fără limită de sezon. Ok, să trecem mai departe, pentru că mai avem câte sunt două vom mai vorbi de două parfumuri. Și acum, numărul 4, dar nu este un top al preferințelor. Adică dacă mă uit așa la ele, nu pot să pun degetul și să spun asta locul 1, locul 2. Toate îmi plac în egală măsură. Vom vorbi mai degrabă despre o aromă. mi i scuze. Pentru că eu am aici uleiul, varianta ulei și un mini parfum. Și vorbim aici de uh, Lorina Narcotic Flower de la parfumat.ro Haideți să vă citesc notele ca de obicei. Note de vârf, lici, bergamot și piersică. Note de mijloc, bujor, floare de portocal, iasomie. Note de bază, mo uh, mosc mușchi, notele lemnoase. Un parfum care, sau cel puțin o aromă, care cred că toate o cunoaștem, este inspirat de Narcotic Flower de la Ex Nihilio. Haideți să pulverizăm parfumul. Vai, ce îmi place! Dar încă nu voi da acea gălăgie de bani pe Ex Nihilio, nu, momentan nu, folosesc ce am. Un parfum floral feminin, un uh, alb dulce, da? așa așa mă face pe mine să-l cataloghez ca fiind un parfum alb dulce, un floral fructat, cu note foarte bine blenduite, deci din întreaga înșiruire a notelor nu este niciun alt pe care să pun degetul. Aici am licii, aici am bergamot, nu. Nu știu, aroma asta în sine îmi zugrăvește o femeie uh, drăguță, o femeie calmă, o femeie liniștită, o femeie ginga și o femeie așezată, cum se spune, dar totodată foarte încrezătoare pe, pe puterea ei de seducție, pe sex ei. Foarte frumos, foarte, foarte frumos, o aromă superbă. Și am adus din nou uleiul, oricum l-ați văzut în unboxingul ul parfumat.ro pentru că vă spuneam eu într-un alt videoclip că eu sunt fiartă să-mi aplic ulei pe păr. Și facem așa. Și luăm părul de la lungime în jos, da? De ce fac chestia asta? Înainte obișnuiam să fac un lucru nu tocmai sănătos și ortodox pentru părul meu și anume să pulverizez parfum în păr. Eu oricum nu, nu mă vopsesc, este nuanța mea naturală, am un fir de păr mai moale, mai precum părul de bebeluș da? și vă dați seama în ce hal mi-am adus eu părul. Până când m-am luminat, și am început să folosesc uleiurile, în afară că le folosesc pe, direct pe piele, ador să le folosesc în păr. Și nu mă deranjează sub nicio formă dacă am, de exemplu, lorina da, aplicat pe păr și pe piele și pe haine vin cu afnan suvenir floral buchet. Deci nu mă, nu, nu mă deranjează din contră. Pentru mine tot un layering este, că tot se, se poartă chestia cu layering -ul și, nu știu, îmi dă altă stare de spirit. Ok, următorul, dar nu cel din urmă, <coughs> pentru că de eu, această iubitoare a tutunului în parfumuri, nu aveam cum să ratez, să nu includ în cele 5 parfumuri, 5 arome versatile și un parfum cu tutun. Și vom vorbi despre Versace The Dreamer. Am băut o sticluță de 100 de mililitri, asta este a doua, da? Nu am aruncat sticluța, mai am câteva sticluțe golite. Bine, nu sunt sunt parfumuri mai ieftine, parfumuri de zi cu zi ce le-am folosit eu, adică nu le-am purtat neapărat când am ieșit undeva. Nu, prin casă, când am mers să-mi iau băiatul de la grădi, chestii de genul. Și mă gândesc să fac un clip cu Empties la parfumuri. Să revenim la Versace de Dreamer și avem note de vârf. E nupăr, tarhon, artemisia, note de mijloc iris, green, in, note de bază, floare de tutun și ambră. El este uh, marketat ca fiind un parfum bărbătesc, însă pentru mine nu este un bărbătesc. Pentru mine este un unisex. Perfect. Mai ales dacă sunteți fumătoare ca mine. Știu, ne e bine, dar asta e. Mai ales dacă sunteți fumătoare sau dacă sunteți la fel iubitoare a notei de tutun, trebuie neapărat să-l să încercați. Într-adevăr, nu mai este bomba ce a fost odată. Acest parfum a fost reformulat din ce am citit, din ce clipuri am urmărit. Însă, pe acolo tot mai avem uh, o amintire a ce a fost odată acest parfum. Și. O, oh, Doamne! Din start, deci de la primul puf, cum spun eu, știi că vorbești de un parfum legendar. Are. Are vibe ul acela, nu știu, de un vibe ușor, ușor de tot old school. Nu este la fel de old school precum IUPE uh, OM, de care v-am vorbit în uh, clipul cu numele meu în parfumuri. Însă și acesta are. Oh, ce frumos e acum! Nota de tutun este listată în bază. Însă nu știu de ce. Eu o simt încă de la bun început. E o chestie. Dacă-l aveți sau dacă l-ați testat, chiar v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați spune și mie în comentarii unde simțiți voi tutunul din, din Versace de Dreamer. E un tutun ușor pudrat. Um în deschidere, dar foarte, foarte puțin, pentru că acum s-a așezat și e un frumos. În deschidere are pe undeva, simt o nuanță, nu știu, ceva note verzi, însă dacă nu vă plac parfumurile verzi, nu este acel verde, nu știu cum să spun eu, iarba aceea proaspăt, cosită sau ceva de genul, nu. E ceva care vine și așa cum vine și pleacă, imediat, nu rămâne acolo. Uscarea este o ambră cu tutun, cu note pudrate, un ușor fresh aromat. Foarte, foarte, foarte frumos și la fel. Eu am purtat Versace de Dreamer chiar dacă nu mă înșel, la cea mai feminină rochiță pe care o dețin. Da? Nu. N-are a face pentru mine una. Oricum, mai am în colecție câteva parfumuri, la fel, ce sunt marketate strict bărbătești, însă eu le port cu mare drag și se dezvoltă foarte frumos pe mine. Și mai întind mâna și în parfumurile soțului și la fel Bine, de multe ori eu chiar îmi place să să fac layering Ultimul care l-am descoperit și m-a frapat Astea două Mask, al, mask Sahra de la Cadlaj cu Versace de Dreamer Uf, Bombiță, bombiță, bombiță Mă gândesc să fac un clip și cu variante de layering, da? Știți cum e, nu toată lumea e fan așa ceva. Eu oricum toată ziua testez. Mi se mai întâmplă să mai pun câte trei parfumuri într-un loc și să-mi placă aroma și ce să vezi că la final nu mai știu de fapt ce am pus acolo. <laughs> ok. Cam atât pentru astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. În descriere veți găsi linkuri pentru toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Ca de obicei, voi căuta și vă, vă voi lăsa link cu cele mai uh, ieftine variante. Și vă aștept cu mare, mare drag, pentru că am văzut că secțiunea comentarii de la fiecare clip-al de meu devine din ce în ce mai bogată și mai stufoasă. Și vreau să văd topurile voastre, neapărat, ile, dacă te uiți. Mare, mare, mare nerăbdare! Cu mare nerăbdare aștept topul tău și topul uh, tuturor celor ce, ce mă urmăriți. Vă mulțumesc din suflet că am reușit să ne strângem aici, să ne adunăm! <laughs> și până data viitoare! Vă pup, vă urez toate cele bune, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare în parte și vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături. Pa, pa!